La întâlnirea pe care liderii partidului au avut-o la Orăștie, s-a stabilit că Victor Ponta va candida la alegerile prezidențiale, fiind singura nominalizare a partidului. Liderii PSD Gorj, Florin Cârciumaru și Ion Călinoiu s-au întâlnit la Orăștie la sfârșitul săptămânii trecute cu șefii partidului de la nivel național, în cadrul Comitetului Executiv al PSD. Ion Călinoiu a declarat că s-a pus la punct strategia pentru organizarea campaniei electorale pentru prezidențiale. Obiectivul numărul 1, ne preocupăm și intrăm în organizare directă pentru o campanie prezidențială, încât să avem președintele României din susținut de PSD. În turul 2 să aibă garanția că va obține rezultatul final, încât România trebuie să aibă un om care să-i reprezinte pe români și să lase deoparte interesele partinice, interesele clientelei, interesele de grup și așa mai departe. Putem să spunem acum că și la sumă Victor Ponta, suntem în procedura foarte clară de a desemna candidatul nostru potrivit hotărârii Comitetului Executiv. Călinoiu a mai declarat că organizația PSD Gorj este pregătită să își asume responsabilitatea de a-l susține pe Victor Ponta la prezidențiale. Dacă vreți să vă citesc din strategia dezvoltării economiei sociale a județului Gorj, gorjenii sunt mândri de orice reușită, gorjenii sunt mândri de valorile lor și suntem mândri că realizăm acest lucru. Dar mai mult decât atât, vreau să vă spun că ne asumăm obligația și responsabilitatea de a susține pe Victor Ponta și mai mult decât atât, încrederea pe care i-o dăm premierului, că a demonstrat de 20 de ani de zile ceea ce înseamnă un bun român în primul rând. Primarii socialdemocrații au declarat că odată ce Victor Ponta va deveni președintele țării, atunci vor fi găsite soluții pentru rezolvarea problemelor din Gorj. De această părere este și edilul municipiului Motru, Dorin Hanu. Eu sunt convins că este o funcție mult mai importantă să fii președintele României și cu toții cei care locuim în Gorj sperăm, odată ce Victor Ponta va deveni președintele României, vom avea mai multe soluții pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm în Gorj. Congresul partidului, care se va reuni la începutul lunii septembrie, va valida candidatura lui Ponta.